Gorjul va deveni între 6 și 15 septembrie capitala turismului din România. În această perioadă vor avea loc evenimente culturale și nu numai. În program este inserată și o călătorie specială, o călătorie cu trenul Regal pentru ca atmosfera de odinioară să reînvie pentru câteva momente. Autoritățile județene spun că pentru acest eveniment va fi adusă o garnitură specială care va fi folosită pentru traseul stabilit de organizatori. Potrivit acestora, trenul Majestății Mihai va pleca din Gara de Nord din București, loc în care va fi amplasat un stand de promovare a turismului gorjean. Trenul Regal și trenul de epocă. Vom avea o expoziție în Gara de Nord cu toate aspectele legate de activitatea din CFRM. Prin acest eveniment se vrea dezvoltarea zonei turistice pentru atragerea mai multor vizitatori. Este vorba de o zi din programul activității culturale potrivit evenimentului Zilele Turismului Gorjean, pe care vom realiza cu sprijinul asociațiilor, asociației de căi ferate din România, exact titlul probabil nu este acesta, au venit în sprijinul nostru să promovăm zona turistică, urmarea unei investiții realizate cu mulți ani în urmă și să fie și un prinos de recunoștință a celor ce a făcut acolo și să fie în același timp, discutam în promovarea acestui eveniment, și o măsură de provocare de modernizarea căilor ferate și pe raza județului Gorj. Pentru ediția 2013, Consiliul Județean Gorj are alături Autoritatea Națională pentru Turism în calitate de coorganizator al acestui eveniment. În acest sens, se fac demersuri pentru înscrierea evenimentului în calendarul oficial de evenimente și promovarea acestuia să se realizeze sub egida brandului de țară.